bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune despre lucrurile care colorează, mai mult colorează decât apar în texte, ziarele din prejurul nostru. De data aceasta un subiect foarte greu, foarte dificil și probabil unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat, dar la emisiunea între scriptură și ziar, de ce nu apare cazul din Norvegia a familiei Bodnariu? Din două motive. Unul este că într-o sfătuire cu cei de bordul Credo TV am hotărât că trebuie să fie o singură navă amiral comunicațională în privința acestui caz și este bine să nu avem mai multe voci decât o singură voce care să disciplineze cumva comunicarea în această direcție. Cred că fratele Cristian Ionescu a făcut o slujbă extraordinară în conducerea acestor comunicări. Ne rugăm în continuare cu toții, postim în continuare, problema nu este rezolvată, credem că Dumnezeu va rezolva după înțelepciunea Lui acest caz și ne rugăm ca familia Bodnariu să-și recupereze copiii cât mai repede cu putință și rana aceea să se închidă cât mai repede cu putință. Al doilea motiv este că am așteptat să se limpezească puțin apele împrejurul nostru și să putem discuta un pic la rece câteva probleme colaterale acestui caz. Părinții Bodnariu, deși știm din surse directe și a ieșit la iveală, nu și-au făcut copiii să sufere, n-au abuzat copiii fizic, nu i-au bătut, nu i-au molestat, nu au fost agresivi cu ei, dar acest subiect al violenței fizice asupra copiilor a ieșit la suprafață și trăim o senzație de pendul. Pe de o parte sunt ultrapacifiștii care spun copiii noștri ar trebui lăsați să crească precum bălăriile în curte, nu ne atingem de ei, cresc în mod natural, vor găsi ei calea adevărului. Această concepție nu este biblică și nu are nimic de a face cu minima știință de educație a unui copil. Un copil trebuie ajutat să crească, trebuie educat. Un copil care, după concepția noastră, este zămislit în păcat, după cum spune psalmistul, nu va găsi singur calea adevărului. De aceea suntem noi părinții și adulții împrejurul lui. Pe de altă parte, susținătorii violenței domestice susțin cu Biblia în mână, copilul trebuie bătut, trebuie să-l admonestăm, trebuie să-l certăm și să-l certăm neapărat cu nuiaua. Pentru a găsi echilibru și pentru a găsi adevărul biblic și pentru a ne uita și din perspectiva psihologiei copilului, am invitat-o din nou pe doamna Anca Axente, psiholog cu experiență clinică și cu mare preocupare pentru psihologia copilului. Data trecută, într-o altă emisiune, am discutat despre autism, despre hiperactivitate, despre problematica care se creează în jurul unui copil care aparent are probleme deja calificate de ceilalți psihice. Bine ați revenit în studioul Credo TV. Mulțumesc frumos, bine v-am regăsit. Iată, avem un subiect destul de dificil. Am vrea, cu ajutorul dumneavoastră, în primul rând ca mamă și apoi ca psiholog care sunteți preocupată de viața lăuntrică a copilului, să începem să dezbatem această problemă care a apărut în ziare și aș vrea să o contrabalăsăm cu paradigma biblică de creștere a copilului. Cum se vede din cabinetul dumneavoastră această problemă a violenței față de copil? Aș spune că în mod neașteptat clienții care vin pe la cabinet nu sunt dintre aceia care susțin violența domestică, nici chiar în condițiile în care o practică. Ei recunosc faptul că este un instrument, cum să spun, o eroare, să zic așa, din partea lor, de multe ori. Este o lipsă de coordonare în ceea ce privește acțiunile celor doi parteneri în educația copilului și nu recurg la violență sau la disciplinarea fizică
având convingerea că acest lucru este benefic pentru copil. Nu am întâlnit acest caz, pot spune niciodată, deoarece probabil vin la cabinet cu convingerea că nu a funcționat și cu dorința de a găsi o cale de a se apropia de copilul lor și de a-l ajuta. Există părinți care spun, dacă aș da timp înapoi? Există. Da. Există, da. Stați de vorbă cu copiii într-o cu totul altă calitate decât stăm noi. Copiii vis uneori pacienți. Da. Cum se vede lumea violentă din casă prin ochii unui copil care a ajuns pe scaunul din fața dumneavoastră? Violența domestică destul de frecventă în familiile românilor, din păcate, sub diferite forme, atât între parteneri cât și față de copil, este traumatizant pentru copil, clar. Simpla expunere, am zice simpla, dar nu este așa de simplă, expunerea la violență este traumatizantă și este deosebit de gravă în ceea ce privește educarea copilului și în ceea ce privește sănătatea lui emoțională. Acest lucru este evident în momentul în care copilul începe să verbalizeze explicit aceste lucruri și să conștientizeze, pentru că în primii ani de viață copilul consideră sau ia de bun cam tot ce vede și consideră că ceea ce se întâmplă în familia lui este normal, dar el ajunge în colectivitate, ajunge să cunoască și alte perspective, alți părinți, alți copii. Aceștia sunt cei reperele lui față de care vor decide dacă tratamentul de acasă este unul normal sau nu. Firește că în calitate de copil nu putem lua un interviu copilului și să considerăm acest reper, copilul, ca fiind reperul. Nu putem face lucrul acesta, nici părintele nu poate fi reperul. De ce? Pentru că în mod clar copilul dorește anumite lucruri, nu le primește întotdeauna din partea părinților, va fi frustrat, își va exprima frustrarea, dar uneori această frustrare va fi justificată sau este justificată, alteori nu. Trebuie să vedem, dincolo de ceea ce spune copilul apropo de interviurile cu copiii, încotro ghidăm această conversație cu copilul, ce dorim noi ca profesioniști, de exemplu, să obținem de la ei. Putem obține aproape orice. Asta e foarte cea mai tristă, cea mai tristă situație. Foarte important ce spuneți. Există, deci, posibilitatea ca un copil să fabuleze. Aproape întotdeauna. Da. Să fabuleze, da. Să reimagineze, da, realitatea și, așa cum spuneți, ca psiholog să puteți induce la un moment dat un comportament sau o anumită imagine pe care copilul s-o reproducă mai apoi. Da, sau în cazurile triste, să zic așa, de divorț între părinți, un părinte întotdeauna va putea să inducă copilului ce să spună față de alt părinte, față de alții, ce să creadă el chiar. Sau față de autorități. Este influențabil. Da. Firește, da. Și în aceste condiții copilul trebuie, cum să spun, luat în considerare, trebuie ajutat să treacă prin experiența dură a violenței domestice, a unor practici neconcordante cu educația lui, dar în același timp să învețe să fie rezilient. Asta e un lucru foarte important. Copilul trebuie să fie rezilient. Părinții nu sunt perfecți niciodată. Eu n-am întâlnit părinți perfecți. Nu mă aștept să întâlnesc și nici nu-mi doresc, pentru că, în fond, copiii n-au nevoie de părinți perfecți și aș vrea să lansez ideea foarte importantă, nu neapărat nouă, dar foarte importantă, conform căreia un părinte bun este un părinte care învață să fie părinte, învață din mers, învață de la copil, de la alți părinți, de la profesioniști, dar învață tot timpul. Și uneori ne dăm seama că după ce am învățat niște lecții cu copii care ne-au crescut, cum este cazul nostru, o luăm de la capăt și învățăm cu totul alte lecții. Fiecare copil îți oferă o serie de lecții noi.
Există un text în Scriptură care a tot fost citat în perioada aceasta, în apărarea unui comportament violent față de copii. Și anume, textul este următorul. Este în Proverbe 23. Și interesant contextul în care este spus. Deschideți inima la învățăturile și la învățătură și urechile la cuvintele științei. Prima dată pornim de la episteme, de la învățătură, să învățăm. Nu cruța copilul de mustrare. Și aici înțelegem mustrare verbală. Și apoi ia ca o ultimă soluție. Chiar căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scot sufletul din locuința morților. Fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura. Cum ați comenta, o să am și eu un comentariu exegetic ca să putem porni discuția într-o altă direcție, dar cum ați comenta doar din perspectiva psihologului acest text din Scriptură? Cum se vede de la dumneavoastră? Ca să vă spun după aia și cum se vede din perspectivă exegetică. Accentul, eu îl văd pe învățătură. Într-adevăr, și sunt multe alte pasaje din Proverbe în care părintele este o sursă a înțelepciunii și cunoștinței, nu a nebuniei. Că în fond un comportament abuziv, de exemplu, nu are cum să fie motivat de înțelepciune. Când știi că educi un copil, când știi că îi transmiți valori, nu te gândești în primul rând la bătaie, care este în fond mai mult limitarea părintelui decât beneficiul copilului. Ci te gândești care este bagajul de cunoștințe, înțelepciune, de viață pe care vrei să-l transmiți copilului. Și aici vorbim și despre ce transmiți și despre cum transmiți. În primul rând, trebuie să existe o grilă de valori. Noi o avem poate bine definită sau, aș zice, câteodată prea bine definită și nu știu dacă este bine acest lucru, în fond. Și anume, care sunt valorile și către cine îndreptăm acest filtru al valorilor? Adică ne interesează valorile din perspectiva copilului, el este în centru? Sau cine altcineva? Părintele este în centru? Educația, societatea este în centru? Dumnezeu este în centru? Dumnezeu este în centru, nu-i așa? Toate acestea sunt valori conform cărora noi vom acționa. În funcție de valori ne stabilim obiective. Obiectivele acestea sunt atinse prin intermediul unor practici, care sunt eficiente sau nu. Practicile, pentru a fi eficiente, trebuie trecute printr-o altă grilă, și anume, ce este important când, de exemplu, un părinte vine și întreabă, oare dacă fac asta este în regulă, oare metoda cutare pe care am tot încercat-o, de ce nu are eficiență, de ce nu obțin ceea ce doresc? Deja părintele este în centru, nu-i așa? Nu neapărat este evidentă dorința părintelui de a transmite ceva, ci dorința părintelui. Am înțeles. Punct, fără restul. Și a doua grilă se referă, numai puțin am să dezvolt această idee, se referă la o imagine de ansamblu. Și anume, trebuie să luăm în considerare copilul, într-adevăr, ce capacități are. Poate el, la vârsta lui, cu inteligența lui, cu aptitudinile lui, poate el să facă ceea ce îmi doresc eu să facă? E prima întrebare foarte normală. În al doilea rând, oare nu are anumite probleme care ar putea interfera cu acțiunea mea? Adică probleme ale lui care poate, pe care eu nu le-am identificat ca părinte, dar ar trebui identificate pentru a trece mai departe la faza de acțiune eficientă în educarea copilului în disciplinare. Uneori comportamentul nostru violent, dacă am înțeles bine, sau nu neapărat violent, dar nemulțumit, frustrat, vine din faptul că proiectăm asupra copiilor noștri idealuri comportamentale sau obiective de care copilul nu este în stare, nu că nu este în stare că este prost, nu este în stare pentru că n-a fost
dotat de Dumnezeu să meargă în direcție. Vreau să fie medic. Vreau să studieze foarte bine la școală, când el s-ar putea să fie un foarte bun meșteșugar, spre exemplu, și să fie făcut Dumnezeu pentru asta. Să stea unde îl pui. Să stea unde îl pui, da. Sunt copii care dovedesc aplicarea pentru lucru mâinilor mai mult decât pentru lucru intelectual, pentru scris, citit și așa mai departe. Ori noi, pentru că vrem să-i programăm să fie ca mama, ca tata, ca bunicul sau ca sora sau fratele lui, atunci putem să venim cu constrângeri uneori până la violența fizică. Aș vrea să vă relatez pe scurt, că nu aș vrea să depășesc eu timpul în care vorbesc față de timpul dumneavoastră, dar aș vrea să vă relatez pe scurt care este cheia în care eu citesc aceste versete și apoi să încercăm să unim cele două perspective. Când spune Scriptura, lovindu-l cu nuiaua, ai scot sufletul din locuința morților, ca măsură extremă, mai întâi Dorin, Accente, prietenul meu, soțul dumneavoastră, ar spune ce nu este reluat în Noul Testament ca poruncă nu este recomandabil neapărat etosului evanghelic. Comentariul meu la acest text leagă textul acesta neapărat de o imagine din Psalmul 23. În Psalmul 23 Dumnezeu ne este prezentat ca păstor. Are un toiag și o nuia, are toiagul pastoral. Când Valea Umbrei Morții era un pasaj calcaros între două pășuni, foarte umbros, când oile trec prin aceste pasaje umbroase, sunt dezorientate și atunci este nevoie de contactul cu păstorul, contactul fizic, și anume păstorul își împinge cu toiagul aia ca să treacă mai departe pe ultima, pe prima păstorul din față o agață cu cărja pastorală de după ceafă și o trage ca să iasă din acea vale a umbrei morții. Această imagine, cred, trebuie să ne călăuzească și în interpretarea acestor texte. Nuiaua aceea, am văzut-o la bunicul meu, eram în car. Tataie, de ce din când în când tot atingi boi? Nu-i bătea, doar îi atingea. Păi să știe că-s cu ei. Ei, cred, noi am aplicat-o în educația copiilor, această cheie hermeneutică. Când copilul este agitat, dă isteric din mâini, dă așa o palmă peste față, îi crește nivelul de adrenalină și probabil îl face dependent. Adrenalina este un drog. Urlu la el. Cu cât urlu mai mult, nivelul lui de adrenalină crește, va trebui să urlu ca să-l stimulezi din nou. Când era foarte agitat, strâns în brațe, contact fizic. Așa am înțeles nuiaua, toiagul, în cheia Psalmului 23. Nuiaua certării este mai mult o admonestare verbală. Mângâierea, prinderea mâinii. Copilul vrea să dea în maică sa, îi prinzi mâna, îl ții, eventual te rogi împreună cu el, îl strângi iarăși tare la piept. Ce rol are contactul fizic, îmbrățișarea copilului din perspectivă psihologică? Este foarte important și frumoasă imaginea, desigur, este și foarte important. De ce? Pentru că ceea ce experimentează copilul în relație cu părintele interiorizează și va fi modul lui de a face față la situațiile dificile, când va fi, de exemplu, agitat sau când va experimenta o situație de eșec. Atunci își va aminti, dar nu își va aminti, de fapt va fi o reacție inconștientă, această liniștire, da, care nu are neapărat legătură cu realitatea exterioară, însă are toate legăturile cu realitatea interioară, care a fost prelucrată și reprelucrată prin interacțiunea cu părinții, a fost rafinată. Spune. Am citit undeva un studiu și apoi m-a interesat mai mult să văd și articole cu grad de credibilitate științifică mai mare, că o îmbrățișare de 8 secunde stimulează secreția de oxitocină și atunci acest hormon este hormonul legăturii dintre două persoane. Uneori societatea contemporană ne amendează dacă ne ținem prea mult în brațe copiii. De ce? Cum putem găsi echilibru între a-l ține pe copil fără niciun fel de interes pervers, cum am putea fi interpretat în unele societăți, și această strângere la piept maternă-paternă?
Este ca și cum am întreba, oare prea multă dragoste nu este prea multă? Într-un fel, nu cred că se pune problema perversității actului îmbrățișării, cât se pune problema independenței. E argumentul mai des întâlnit și pare mai pertinent, însă ce se întâmplă atunci când deprivezi copilul de îmbrățișări, de asigurarea că totul este în regulă, mai ales la vârste foarte mici, e un lucru pe care eu nu-l înțeleg. Este de fapt o situație care nu se confirmă ulterior în experiență. De ce? Pentru că de fapt studiile științifice arată mai mult beneficiul acestor îmbrățișări a contactului fizic de timpuriu, fără limită de timp, deci nu facem asta pe ceas. Da, da. Să fie 8 secunde sau 9 secunde. Da, da. Nu facem asta programat în felul acesta, ci o facem într-un mod absolut firesc, fără a-i acorda toată atenția din lume tot timpul. Unde sunt aceste comportamente? În triburi foarte, izolate de societatea contemporană, unde copiii s-au dovedit a fi foarte independenți la o vârstă foarte mică. Și de asemenea mai puțin agresivi, culmea. Ce argument veți primi din partea unor bărbați mai ales este: nu-l îmbrățișez pe fiul meu ca să nu se efemineze. Cu această deformare a sexualității mă tem că dacă o să-l țin în brațe pe fiul meu se va efemina și, Doamne ferește, îl programez pentru homosexualitate. Poate o îmbrățișare a unui tată către fiul programa, din perspectiva psihologului, programa fiul pentru homosexualitate? O îmbrățișare adecvată, părintească, adică nu are cum să facă rău copilului. Desigur, unii copii vor tinde să fie mai independenți, alții mai dependenți de îmbrățișare, însă nu este nicio dovadă de niciun fel în acest sens să susținem acest lucru. Așa cum nu este nicio dovadă că un copil ținut mult în brațe când este mic devine dependent ulterior de aceste îmbrățișări sau de prezența părintelui. Sunt multe alte lucruri care duc înspre un asemenea pericol. Dimpotrivă, se pare că acei copii care au avut tați abuzivi, violenți, dependenți de substanțe, tind să încerce să găsească o compensație în deviații de un tip sau altul. Ne educăm copiii într-o lume foarte complicată, într-o lume plină de violență. Violența vine pe ecranele televizorului, violența este în școli. Asistăm la scene în care profesorii sunt bătuți de copii, fetele se bat între ele, lucru de neimaginat în copilăria noastră. De unde acest potop de violență și această violență care deja se universalizează, transcede vârstele, transcede sexul? Băieții, ne mai băteam în curtea școlii, era aproape un comportament în limita normalității. De unde credeți și cum am putea stopa, din perspectiva noastră și din perspectiva cabinetului, din experiențele pe care le aveți, cum am putea pune frâu, stopa acest val? Acum, nu putem simplifica un fenomen foarte complex, dar totuși există anumiți factori de bază și m-aș referi la unul care are legătură cu discuția anterioară și anume relația de atașament. Nu mai există un atașament atât de puternic între părinți și copii. Părinții sunt puși de multe ori în ipostaza de a fi educatori acasă, de a-și pierde calitatea de părinte, de prezență pozitivă, de prezență tonică, de persoană care încurajează copilul. Nu, ci el trebuie să se asigure că temele sunt făcute, comportamentul este adecvat tot timpul, copilul este disciplinat pentru abaterile de la școală și pentru cele de acasă. Prezența părintelui nu mai e asociată cu ceva pozitiv și de fapt atașamentul este ceva ce nu doar se formează. Acest lucru este
Foarte important, pentru că Bowlby, care este cel care a generat această teorie a atașamentului, de mult spunea că primii 2 ani din viață sunt foarte importanti. E adevărat. Sunt foarte importanti din perspectiva dezvoltării creierului. Dar se știe că noi suntem capabili de învățare toată viața noastră. Iar pe de altă parte, un atașament bine format în primii 2 ani, dar care nu este menținut în timp, este absolut în zadar. Degeaba ne-am străduit 2 ani dacă după aceea nu menținem acest lucru. Prin ce anume? În special prin interacțiuni pozitive cu copilul. Râdem împreună, petrecem timp împreună, ieșim în natură împreună. Avem interacțiuni pozitive, îl întâmpinăm frumos pe copilul nostru. Prima întrebare nu trebuie să fie ce a făcut la școală. Sau ce ai făcut rău la școală. Ce a făcut rău, la ce să mă aștept din partea învățătoarei. Ce prostie ai mai făcut azi. Am asistat îndurerat la o asemenea primire, că bine ți-am amintit acest lucru. Ai venit, la ce să mă aștept mâine? Ce prostie ai mai făcut azi? Iar primești bilețel. Deci odată ce îi spui copilului că este rău și te aștepți la cei mai rău din partea lui, îl programezi. Atunci chiar îi scriu un nou software de a deveni un copil problematic. Așa este și ca metodă de tratament, și este o metodă foarte bună, eu sugerez părinților că este interzis în primele 20 de minute să pună această întrebare copilului. Și trebuie să se salute cu zâmbetul pe buze, să-l îmbrățișeze pe copil, să se bucure de simplu fapt că îl vede. Ceea ce în majoritatea timpului este adevărat. Dar din reflex părintele întreabă cum a fost la școală sau ce prostie ai mai făcut. Puțini părinți sunt conștienți că unii copii vin de la școală traversând 3 treceri de pietoni, treceri de pietoni la care nu toți șoferii opresc la timp și pot să-și piardă oricând copilul. Sunt părinți care și-au smuls părul din cap lângă sicriul copilului, că nu i-au oferit destulă atenție, destulă dragoste, că s-au despărțit certați, tot timpul au fost nervoși și supărați. Noi înșine, ca familie, ne gândim dacă am putea să dăm timp înapoi cu copiii noștri, să fim mai buni, mai blânzi. Acum ne gândim că mai avem câteva luni până să căsătorești fica. Să fim mai blânzi, mai buni, să nu mai certăm atât de multe ori. Să nu ne impunem, practic, atât de mult noi cu dorințele noastre, firește, proiecțiile noastre. Da, uneori confundăm valorile noastre cu valorile Scripturii. Și aici ați făcut o distinție. Gravă, ați făcut distinție la un moment dat că putem să avem un filtru greșit pentru valori și să încercăm să educăm pe copii să fie ca noi, nu precum Domnul Iisus Hristos. Noi înșine suntem în proces de educație și transformare deopotrivă. Rolul mijloacelor media în educație și în prezența violenței în mintea copiilor. După expertiza și experiența noastră, când, cum și în ce măsură putem controla contactul copiilor cu aceste noi mijloace. Să izolăm complet, cum am discutat și data trecută, este aproape imposibil. Copiii totuși scapă scenii de violență, văd violență, dau jocuri video sau desenele animate mai nou sunt pline de violență. Când ați recomanda să fie primul contact cu aceste mijloace video, audio, în ce măsură, în ce gradație? E greu de spus. Cât putem întârzia? E greu de spus, cât mai mult. Spun lucrul acesta pentru că la vârstele mici, din nou să ne amintim de dezvoltarea copilului, de pericolul neglijării în sens educațional al copilului, de privarea de timpuriu a unor experiențe concrete care într-adevăr îi dezvoltă creierul, nu-i așa? Dacă stă în fața televizorului sau sunt pe tabletă, nu își dezvoltă abilitățile, nici chiar cele, nici dexteritatea sau abilitățile cognitive în mod deosebit. Le proiectează, dar în același timp costurile sunt foarte mari. Pasivitatea în fața unor evenimente, lipsa de inițiativă, plictiseala, intoleranța la frustrare,
lucruri destul de grave, care dacă sunt învățate în mod inadecvat, adică foarte de timpuriu, sunt foarte greu de corectat și au consecințe uneori destul de grave. Poate pierde copilul ceva definitiv în parcursul său intelectual, dacă în primii ani de viață, de exemplu, la 3 ani, un copil care este specialist în deschiderea tabletei și să-și vadă desenele lui preferate. Da. Ce pierde? Da. Pierde experiența senzorială, pierde inițiativa. Copilul trebuie să experimenteze plictiseala pentru a lua inițiativă. Și trebuie să învețe să tolereze plictiseala. Nu este o emoție contraindicată. Este o emoție extrem de funcțională dacă știm ce să facem cu ea. Plictiseala ne ajută să fim creativi. Și nici frustrarea nu trebuie evitată. Nici frustrarea nu trebuie evitată, trebuie dimpotrivă să amânăm gratificația de moment pentru a obține ceva mai valoros mai târziu. Un proverb evreiesc spunea, orice proces de educație începe cu o frustrare. Deci frustrarea este parte din procesul educațional și aș vrea să ne îndreptăm spre finalul discuției noastre, spre încercarea de a oferi minime soluții pentru părinții care ne privesc acum și se gândesc, bun, dacă de bătut, că până acum eram foarte clar, copilul făcea ceva, îl băteam și se rezolva imediat sau țipam la el mai tare și se rezolva imediat. Dacă îl dețipat, se vede că pe termen lung nu ține. Dacă bătaia nu ține pe termen lung și nu pot să controlez pe termen lung copilul prin nuia și toiag în sensul în care l-am înțeles până acum, ce mai rămâne? Cum totuși ne pedepsim copiii? Cum totuși sau îi disciplinăm, e termen mai corect, cum anume tăiem acele ramuri ale acestei plante minunate care trebuie să crească pe un vrej al principiilor divine? Există o mare varietate de metode. Aș spune că părinții le încearcă, le cunosc. Problema este cu acele filtre ale eficienței, a doua categorie, și anume privirea sau imaginea de ansamblu, ceea ce înseamnă a vedea lucrurile importante ca importante și lucrurile mărunte ca mărunte. Să fiu mai concretă, nu putem să ne ocupăm de 10 comportamente odată, ne ocupăm dar de unul singur, dar nu există numai el. Adică trebuie să vedem copilul în ansamblul lui, viața lui, în ansamblul ei și de asemenea să ne privim și pe noi, nu ca actori a ceea ce se întâmplă, ci suntem persoane care influențează direct și indirect prin propriul comportament și părintele are un rol foarte important în acest sens. Modelul părintelui este foarte important și de asemenea aici m-aș referi la controlul sau problemele părintelui. M-am referit doar la ale copilului care pot exista, trebuie identificate pentru a produce eficiență, trebuie identificate, dar sunt și problemele părintelui, problemele individuale, de cuplu, de comunicare în cuplu. Și m-aș referi deci să vorbim special, aceeași limbă, tatăl și mama, să vorbim aceeași limbă când nu spune eu o să-l bat, tu să-l lași, altul fuge cu copilul prin casă, celălalt îi urmărește pe amândoi. Deci nu cred că am rezolvat nimic dacă nu vorbim aceeași limbă și avem aceeași direcție. În măsura în care se poate, acum eu vreau să vă spun foarte sincer că nu am văzut nici în viața reală, să zic așa, nici în cea de laborator, care aș numi eu, cea de la cabinet, nu am văzut niciodată lucrurile acestea întâmplându-se în mod real. Deci părinți diferențe perfecți există, și armonie perfectă. Da, însă trebuie să existe o tendință, o armonie în ceea ce privește acceptarea celuilalt și a metodei celuilalt ca fiind o alternativă mai mult sau mai puțin fericită, dar o alternativă, știind că nu distrugi copilul, adică nu stârnești un conflict din cauza celuilalt care nu acționează așa cum dorești tu. Perfecționismul unui părinte de obicei aduce conflicte inutile. Ați vorbit de amânarea gratificației. Ce ar însemna asta? Ce ar însemna gratificație pentru copil și cum aș putea să
folosesc asta ca disciplinare, amânarea unei gratitudini. Puteți să-mi dați un exemplu? Aș spune chiar ca educare, pentru că deja educația este un termen mai larg decât disciplinarea, nu ne referim doar la comportamente dificile, și are un rol atât de important încât cred că trebuie să fie un obiectiv în educația oricui copil. Amânarea recompensei, gratificației, se referă la practic orice lucru pe care îl dorește imperios copilul acum și nu este, ori nu este posibil de obținut, ori nu este benefic. Și această capacitate va fi în viața de adult o mină de aur. Deci dacă copilul vrea acum să-i dau telefonul mobil să se joace cu el, ca să nu țipe, îl dăm. Dar dacă țipă și continuă să țipă și să se dea cu fundul de pământ și să se rostogolească făcând spume, ce facem? Există întotdeauna o fază care în cabinet este obligatorie și anume analiza comportamentului copilului. Nu voi da niciodată sfatul unui părinte ce să facă sau ce să încerce să facă până nu fac lucrul acesta. Trebuie să văd de ce face copilul ceea ce face, practic care e funcția, ce vrea să obțină sau să evite copilul. Vreau să văd ce se întâmplă înainte și după ce face el asta, ce stimulează comportamentul lui adecvat sau inadecvat și ce îl recompensează, adică sursele care îi mențin acel comportament. După ce fac această etapă, este foarte importantă, după ce fac această etapă la modul foarte, foarte serios, pot spune părintelui ce metodă ar fi eficientă, dar niciodată metoda în sine și este, doar ca să amintim câteva, este ceva asemănător cu pedeapsa, dar nu este chiar pedeapsa, este o consecință naturală sau logică a comportamentului lui. Da? Ai de făcut teme, nu le-ai terminat, nu te poți uita la emisiunea ta preferată sau pus chiar invers, te vei uita la televizor după ce îți termin temele. În cazul copilului care face criză de nervi la 3-4 ani, nu? Ignorăm comportamentul, îl prevenim, pentru că la vârsta lui nu are autocontrol. Abia la 10-12 ani copilul învață autocontrolul asemănător cu cel al adultului. Până la acea vârstă învață modele, șabloane de comportament și le aplică și implicit. Și ca copilul observă că funcționează, pentru că ce se întâmplă, am observat asta și în experiența de consiliere pastorală, frate, am un copil imposibil. Să izbește, să dă cu capul de pereți, să au rănește, să... Și aștept și spun, și ce faceți după aia? Păi până la urmă îi dau. Zic că ați creat un comportament, dumneavoastră l-ați creat, pentru că copilul a observat că dacă întinde coarda, până la urmă veți ceda. Și o întinde până când cedați. Și să nu uităm că uneori bătaia este atenție negativă, e atenție totuși. Da. Și copilul... E o recompensă. Atunci părintele este ochi și urechi și este aproape de copil, îl atinge chiar, chiar distrează copilul. Nu e așa, de la o anumită vârstă apare și acest comportament de joacă în timp ce părintele este furios. Furia este o mare piedică în educație și apropo de factorii care distrug eficiența unei metode, a oricărei metode, ele pot fi consultate. Acum, sigur, am dat câteva exemple, sunt mai multe, cu siguranță părinții le știu, poate chiar le aplică, dar eu pot să spun de ce nu sunt eficiente printre factorii ineficienței sau factorii care perturbă eficiența, este furia părintelui. Da, ne spune Scriptura că mânia nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu și Apostolul Pavel, ca să ne apropiem de încheiere tot în Scripturi, e foarte interesant că Apostolul Pavel, celibatar fiind, dă sfaturi despre creșterea copiilor unui alt celibatar, Timotei. Niciunul n-a avut nici soție, nici copii și totuși spune, și voi părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Este unul dintre lucrurile care este foarte bine conturat în Noul Testament,
prin această epistolă continuă și pentru sfaturi pentru copii într-un context mai larg al familiei. Această idee, nu întărâtați, nu, să nu îl duci la paroxism pe copil prin iritare. Mi s-a părut o idee extrem de generoasă și interesantă în contextul epistolei către Efeseni. Uneori violența fizică poate să producă în copil acea întărâtare în efectul invers. Se întărâtă să nu facă și cu cât îl bați și avem, având o familie mare, avem exemple unor copii care sunt gata de sacrificii fizice enorme, să stea cu genunchi pe coș de nucă, dar să nu facă în ambiție ce au dorit părinții. Ei, imaginați-vă ce a însemnat asta 10-15 ani mai târziu. S-a dezvoltat într-o tragedie familială. De aceea, cred că este imperios necesar să încercăm să privim lumea familiei și prin ochii copilului. Dacă trebuie să o colim pe la cabinet, să o facem, și mai ales că avem psihologi creștini care ne pot ajuta să îmbinăm știința psihologiei cu perspectiva și paradigma biblică. Ce sfat de nădejde le-ați da părinților disperați? Avem părinți disperați. Dacă ar fi în ultimele minute ale discuției noastre să priviți spre ei și ca mamă, și o pun în ordine asta, și ca specialist, ce nădejde le-ați da celora care rămân cu frustrarea că au copii imposibili? Ne-ar spune că specialiștii sunt importanți. Mm-hmm. Educatorii copiilor sunt importanți. Dar părinți, doar părinții pot fi. Mm-hmm. Nu le putem fura această identitate și este foarte bine. Și părinții la orice vârstă pot învăța. La orice vârstă. Trebuie să găsească sursele credibile și să fie capabil să asimileze, să-și dezvolte flexibilitatea de a învăța, de a pune în practică noi metode, să zic, de abordare a copilului, dar copilul nu este doar un instrument al disciplinării noastre, al exersării abilităților noastre parentale, ci este un copil, nu-i așa, simplu spus, cu care părintele trebuie să păstreze o relație bună. Fără aceasta, orice metodă este ineficientă, așa că sarcina cea mai dificilă, mai importantă, dar cea mai frumoasă într-un fel, este de a păstra relația bună cu copilul. Și al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc, pentru că este foarte important, este de a nu pierde imaginea de ansamblu nicio clipă. Valorile pe care vrei să le promovezi ca părinte, înțelepciunea pe care vrei să o transmiți mai departe, și faptul că nu trebuie să ne blocăm în momentul respectiv în care apar situațiile dificile. Viața este mult mai largă, mai generoasă decât atât. Copilul este mult mai mult decât comportamentul lui dificil din acel moment, care, desigur, duce părintele la exasperare, dar nici măcar exasperarea lui nu este un ultimatum pentru un comportament inadecvat. O ultimă întrebare, oarecum retorică. Ați vorbit în ultimele minute despre relația cu copiii. Poate fi dezvoltată o relație fără timp? Pentru că mulți părinți sunt frustrați. Copiii noștri sunt așa, copiii noștri sunt așa. Aproape din reflex să-i întreb, cât timp ați petrecut în ultimele 168 de ore din cât are o săptămână cu copiii dumneavoastră? Sunt copii imposibili pentru că 5, 6, 7 ore petrec între colegilor de școală, alte 2, 3 ore petrec la televizor sau în altă parte? Cât timp au petrecut efectiv în ziua respectivă cu dumneavoastră? Vorbim de transfer de valori, vorbim de educație, vorbim de cioplire, vorbim de admonestare și amendare. Cum putem să imaginăm o relație fără timp? Nu putem, și a spus un cuvânt cheie, zilnic. Adică nu se pune dacă facem asta din când în când. Noi zilnic trebuie să fim prezenți în viața copiilor. Și ce vreau să spun, totuși asta nu e ceva înspăimântător, în sensul că noi putem să ne trăim viața, ei văd viața noastră și acest lucru contează. Dar e important să ne propunem ca o anumită perioadă de timp să o dedicăm doar copiilor.
pentru că în felul acesta își umplu rezervorul lor, care este flămând după dragoste și după atenție, și formăm o bază extraordinară pentru orice vom face după aceea, inclusiv ne vom permite să greșim, pentru că lucrul acesta nu îi va afecta în mod irreversibil, dacă rezervorul este plin. Având câțiva ani mai înainte și apropiindu-ne de statutul de oameni cu cuibul gol, cum spun prietenii noștri americani, empty nesters, aflându-ne în această situație, uitându-ne în urmă la copiii noștri adulți deja, nu ne pare rău că nu i-am bătut mai mult, nu ne pare rău că nu i-am certat mai mult, nu ne pare rău că nu, ne pare rău de un singur lucru, că n-am petrecut mai mult timp cu ei. Este unul din motivele pentru care, dacă aș putea întoarce timpul înapoi, aș întoarce timpul înapoi ca să avem mai mult timp cu ei. Toate celelalte achiziții profesionale sau de altă natură pălesc în fața timpului. Acum când zboară copiii din brațe, ne dăm seama că este pentru totdeauna. Așa este, și un gând așa tot plin de speranță este faptul că oricând putem să începem sau să reîncepem să facem acest lucru, să petrecem timp cu copilul. Da, închei cu o ultimă amintire recentă. O companie a făcut o reclamă, una dintre cele mai inteligente reclame pe care le-am văzut, reclamă la un lanț de restaurante. Niște anchetatori au întrebat părinții, dacă ar fi să luați cina, cu cine, cu ce celebritate din ultimul secol ați luat cina? Și părinții au zis, cu tare. Au fost întrebați apoi copiii, cu cine ați dori să luați cina? Cu ce celebritate? Cu cine anume? Cine vă vine în minte? Copiii toți au zis, este posibil să numim familia? Am vrea să luăm cina cu părinții noștri. Excelent! Mulțumesc încă o dată pentru timpul pus deoparte, pentru ajutorul dat prin sfaturile pe care ne-ați oferit din perspectiva specialistului, și probabil ne vom reîntâlni la alte emisiuni, în alte ocazii legate de acest aspect al educației copilului, psihologia copilului. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc frumos și eu.